seara, domnul și domnul, și bine m-a regăsit la punctul culminant al dezvăluirilor. Ministrul Gabriela Firea va fi în direct alături de noi în doar câteva clipe. Ministrul familiei face dezvăluiri despre ce îi se întâmplă acum. Vorbim despre operațiunea de lichidare politică a Gabrielei Firea și ascultăm anunțul serii. Avem noi înregistrări din azilele groazei, tortură și umilință fără limite. Stimați bunici, aveți grijă pe mâna cui vă încredințați. Și dezvăluiri șoc în premieră, stenograme cu omul din umbră care manevrează statul. O amplanchetă jurnalistică, șpăci și jocuri murdare pentru străini. Îl veți cunoaște pe influentul demnitar al statului român care dă consultanță francezilor. Și vă prezint și interceptarea inculpaților, intervenții și blocaj la un ministru cheie. Și absolut incendiar filmări unii din vila lui Prigojin. Imagini uluitoare, domnul Junor, peruci, bărbi, accesori bizare de îmbrăcăminte, teancuri de bani. A trecut iar Prigojin din Belarus în Rusia? Aceasta este întrebarea momentului. Și o alertă majoră, ce se țintește prin umilirea Soranei Cârsta, domnul Dumnezeu? Ce au ajuns să-i facă hoardele neomarxiste? Să vorbim și despre moartea unui mare politician. S-a deschis testamentul, sunt condiții șoc pentru intrarea în posesia moștenirii. Și vedeta găsită moartă, transmisiune de la locul descoperirii. Prietenii, vedetei, proprietarul, lotei, investigatorii, toți vor fi la România TV. Iar Ion Cristoiu e de nerecunoscut. Veți afla în această seară dieta care l-a transformat radical. Avem o transmisiune specială din casa lui Ion Cristoiu, maestru își prezintă pisica. Iar Constantin Bălăceanu Stomnici a împlinit 100 de ani. Veți afla secretele longevității marelui academician. Alimentele minune și stilul de viață care l-au ajutat să ajungă la venerabilă vârstă. Surpriză uriașă în această seară, domnilor și domnilor, breaking news. Incendiu devastator în centrul Moscovei, la faimoasa cafenea Pușkin, domnilor și domnilor. Dragoș Bisticianu este în direct alături de noi și ne oferă detalii de ultimă oră. Bună seara, Dragoș! Bună seara, Victor! Bună seara, stimați telespectatori! Este panică la Moscova, vedeți imaginile cu ce se întâmplă, un incendiu puternic chiar în centru, acolo la, așa cum spuneai și tu, celebra cafenea Pușkin. Se aflau 100 de persoane în interior în momentul izbucnirii acestui incendiu. Aproximativ 7 dintre ele au necesitat îngrijiri. Știrea este în curs de actualizare, trebuie să vă spun, stimați telespectatori. Nu este foarte clar de la ce a izbucnit acest incendiu, însă trebuie să vă spun că vine acest eveniment, acest incident, în contextul în care, în urmă cu două zile, s-a vorbit despre un atac cu drone asupra Moscovei. Știm, aeroportul Vnukovo a fost chiar închis. E clar, nu discutăm în acest incendiu de un atac cu dronă, însă este destul de evident că situația este tensionată acolo, este panică în rândul rușilor din Moscova, pentru că se înmulțesc în genul acesta de incidente chiar în centru, iată, acolo la cafeneaua Pușkin, de pe un bulevard, trebuie să vă spun și asta, extrem de circulat, bulevardul Zberskoi. Persoane, vedeți și imagini, filmează la această oră. Vom reveni cu toate informațiile, pentru că, vă repet, nu este foarte clar de la ce a izbucnit acest incendiu. Și să trecem la treabă, inegalabilul domn Bogdan Chiriac. Bună seara, domnul Chiriac, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Onorată prezența noastră. De asemenea, a fost ministrul Ilan Laufer. Vă salut, domnule Laufer, vă mulțumesc. Bună seara, mulțumesc. Și nu în ultimul rând, istoricul și politologul Bogdan Jelea. Bună seara, domnule Jelea. Se va alătura imediat și îl salut deocamdată într-o intervenție telefonică. Sperăm că ajunge și în studio. Fostul senator și fost ofițer de contrainformații Daniel Savu. Bună seara, domnul Savu. Bună seara tuturor! Breaking news! Vă prezentăm acum, domnilor și domnilor, o anchetă jurnalistică realizată de G4 Media și care prezintă stenograme cu omul din umbră care manevrează statul. Vorbește despre șpăci și jocuri murdare pentru și în favoarea străinilor. Influentul demnitar al statului român dă consultanță francezilor care, de altfel, l-au și decorat. O investigație G4 Media dezvăluie implicații mult mai adânci în dosarul șpăgii de pe aeroportul Otopeni. Inculpații din dosar susțin în stenograme că ar fi pierdut contractele pentru spațiile comerciale de tip duty-free și food, întrucât generalul SRI în rezervă Florian Coldea i-ar fi blocat la ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Potrivit documentelor din dosarul cu acordul de recunoaștere a vinovăției al lui Cătălin Lăscuț, aflat la Tribunalul București și consultat de g4media.ro în baza legii 544 din 2020,
2001. Cătălin Lăscuț și Radu Tănăsescu sunt asociați în firma Millennium cu germanii de la Heinemann, o companie concurentă cu francezii de la Lagardère. Jurnaliștii G4 Media dezvăluie că, potrivit susținerilor inculpaților din stenograme, Coldea ar fi blocat întrucât firma lui ar fi fost consultant al companiei Lagardère Travel Retail, care ar fi fost interesată și ea de spațiile comerciale de pe aeroportul Otopeni. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu ar fi ascultat de Coldea întrucât ar fi din gruparea veche, cu Dâncu cu Codruța, susțin de asemenea inculpații în interceptări. Generalul SRI în rezervă Dumitru Cocoru, administrator și asociat cu generalul în rezervă Florian Coldea în două firme de consultanță, dar și compania franceză Lagardère Travel Retail, neagă alegațiile inculpaților și spune că nu există niciun contract de consultanță între firmele foștilor general SRI și Lagardère. Până în acest moment, Florian Coldea nu are nicio calitate în dosarul șpăgilor pentru duty-free-urile de la Otopeni. În stenogramele dezvăluite de G4 Media, Cătălin Lăscuț și Radu Tănăsescu stau de vorbă cu Sadeh Hardan, un om de afaceri de origine libaneză, patron al companiei DNATA Catering SA, firmă care opera mai multe restaurante în incinta aeroportului. Libanezul a colaborat cu DNA și i-a înregistrat pe asociații de la Millennium, în timp ce îi cereau șpagă ca să facă trafic de influență la conducerea Ministerului Transporturilor și să prelungească DNATA. Cine ne-a... la Sorin... Cine? Care Sorin? Grindeanu? Cine? Coldea? Eu nu cred. Subiect și predicat. 100%. Oricum, Grindeanu ne-a dat. Ne-a dat. Știm cine. Urmărești. Știm și pe mâna cui? Pe mâna francezilor, ca să știi. Da, dacă tu zici că a dat lui Coldea bani și Coldea joacă cu francezii, nu înțeleg. Joacă cu francezii. Și de ce dă bani lui? Păi nu, nu știu dacă i-a dat bani și lui Coldea. A dat la băieți prin servicii, știu. Mai ai pe cineva care îmi poate verifica biroul? Da, eu știu că e țintă. Știu că e țintă de ceva vreme. Păi știm de la francezi, de la Florian Coldea. Nu știu de unde, dar știi cine ne-a făcut, nu? Da. Ei, Coldea e cu francezii. Vrei să vorbesc eu cu el? E prieten cu Cătălin, dar ăla n-are prieteni. Ăla n-are prieteni, știi cum e. El ne-a băgat strâmbe la Grindeanu, că Grindeanu altfel n-avea nicio treabă cu noi. El nici nu cunoaște pe noi. Da, el fiind din grupare cu Dâncu, cu Grindeanu, cu Codruța, cu aia, gruparea veche, na. A ascultat de el, până la urmă Grindeanu a încercat să rezolve așa, nici să ne supere pe noi. Cătălin Lăscuț susține că l-ar cunoaște pe Florian Coldea cu care s-ar fi întâlnit la Monaco. În condițiile în care nemții nu fac nimic și văd că nu fac nimic, eu la un moment dat, ca să mă împac cu Coldea, Coldea e prietenul meu, adică nu e... Te-ai văzut cu el la Monaco și ce zice el? Eu mă văd des cu el. El zice că are o obligație morală. Nici eu nu-s prost și ideea este că el este prieten foarte bun cu omologul lui, cum era pe vremuri al francezilor. Asta, toată lumea știa asta. Cu prim adjunctul al serviciilor secrete franceze, acum ăla, nu știu cum au ajuns francezii, la garderul, la ei, sau cum îi țin ei pe companiile mari și s-agită pentru ei, că și CIA-ul s-agită pentru companiile mari americane și francezii pentru ai lor. Ăsta vrea să demonstreze, nu e vorba numai de bani. El vrea să-și demonstreze că încă e cineva în România și că francezii se pot baza și pe el și pe Codruța în continuare. E greu că nu mai e, când nu mai ești la butoane, nu mai e ca atunci când ești la birou și suni din... Dar asta nu înseamnă că nu poate să facă rău. Cătălin Frățeanu este securistul la Gardere, ăla băgat în firmă pe dezvoltare, al lui Coldea. Aha. Ăsta mi-a zis așa, vezi că vine. Că nu m-a mințit după aia. Vezi că vine președintele la Gardere în România, Cătălin Frățeanu îi aranjează o întâlnire. Merge la premier, merge la directorul general. A verificat Cătălin, nu ne-a mințit, a verificat cu Mircea, cu șeful de cabinet. Ăla a venit cu private. Mircea, șeful de cabinet al lui premierul. Ăla a avut întâlnire și a fost la premier, președintele la Gardere. A fost la aeroport, aia am verificat eu. Ăla și trei, Cătălin a luat de la SRI. Lista cu zborurile, private jet și era. Care Cătălin al nostru? Numele lui ăla. Al nostru, da. Cătălin Lăscuț a luat de la SRI. Lista și aia zice, uite avionul, o am pe undeva, ia uite avionul, are dreptate ăla, nu ne-a mințit. Nu rămâne Ciucă, vine altcineva, dar rămâne tot PSD-ul la transporturi. Și asta e bine sau e rău?
Dacă vine cine trebuie, e bine. Și cu Sorin era bine, până și-a băgat coada, nea Florin. Care Florin? Coldea. Coldea? Ce treabă are Coldea? Mam, Coldea e, nu mai e. Cai, mă, vers pe pereți. E cu Mândrescu. Cai vers pe pereți? Mândrescu este... Hai, mă, termină-mă. Când îți vine Coldea în birou și zice, dacă faci ceva, sad de tebelesc și eu îi vreau poștea. Cam ce faci? Că-i nimeni, zi ce faci. Când vine în persoană și îți spune asta, îți zic eu că te pe tine. Eu, după mine, după ce vezi, nu cred că francezii atâta puternici aici, că pot să facă ce vor, părerea mea. Jurnaliștii G4 Media publică și un fragment din declarația dată la DNA de inculpatul Cristian Dumitru Bălan în data de 11 mai 2023. Din punctul meu de vedere, în luna decembrie 2022, firma Lagardère, care dorește să participe la viitoarea licitație pentru spațiile comerciale din aeroport, a discutat cu DNATA pentru a merge într-un consorțiu sau pentru a se sprijini cu informații reciproce. Consultant al Lagardère este o firmă ai căror acționari sunt foștii generali Coldea Florian și Dumitru Cocoru. Acesta din urmă a fost adjunctul lui Florian Coldea, fiind șeful logisticii. Este un fragment din declarația lui Bălan. Generalul SRI în rezervă Dumitru Cocoru, administrator și asociat cu generalul SRI Florian Coldea în firmele Strategic Seas SRL și Strategic Assets SRL, a declarat pentru g4media.ro: nu există contract între firmele noastre și compania menționată de dumneavoastră. În ce mă privește, nu am relații personale cu persoanele de care mă întrebați. Despre relațiile personale ale domnului Coldea, întrebați-l pe el. Jurnaliștii G4 Media l-au sunat și pe generalul Coldea, dar nu a răspuns. I-au trimis și un SMS în care l-au întrebat cum răspunde alegațiilor potrivit cărora Cătălin Lăscuț l-a întâlnit la Monaco, însă de asemenea nu a răspuns. Contactați de G4 Media, francezii de la Lagardère Trevor Retail neagă susținerile inculpaților potrivit cărora ar fi avut un contract de consultanță cu firmele generalului Florian Coldea. Vă informăm de asemenea că Lagardère Trevor Retail nu a avut și nu are în derulare contracte comerciale cu niciuna dintre cele două companii menționate în întrebările transmise de dumneavoastră. Este răspunsul companiei. În dosarul șpăgilor de pe aeroport, asociatul de la firma Millennium, Cătălin Lăscuț, a recunoscut că a primit 50.000 de euro de la libanezul Sadeh Hardan ca să facă trafic de influență la vârful Ministerului Transporturilor și să-l ajute să-și prelungească contractele cu aeroportul pentru restaurantele sale. Lăscuț a bătut palma cu procurorii DNA și a acceptat o pedapsă de 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare, însă judecătorul nu a acceptat termenii dealului și a respins acordul. Decizia tribunalului nu este însă definitivă, se arată în investigația G4 Media. Fostul director de la Compania Națională a Aeroporturilor București, George Alexandru Ivan, a recunoscut și el traficul de influență. A admis că, împreună cu un alt inculpat, Cristian Dumitru Bălan, i-au cerut libanezului Sadeh Hardan 10 milioane de euro și până la urmă au căzut de acord pentru suma de 1.200.000 de euro. Acești bani nu au fost dați. Mita reținută de DNA este doar sub forma pretinderii. Ivan a bătut și el palma cu DNA pentru o pedeapsă de 2 ani și 9 luni cu suspendare, dar și în cazul lui judecătorul a respins acordul. Cristian Dumitru Bălan a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul presupuselor șpăgi de peste 22 de milioane de euro pentru spațiile comerciale de la Otopeni. G4 Media mai notează că contractele Millennium și DNATA pentru spațiile comerciale din incinta aeroportului Otopeni au expirat la finalul anului trecut, însă au fost prelungite cu 6 luni de conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. La finalul lui iunie a expirat și această prelungire, iar între 1 și 8 iulie spațiile unde au funcționat duty-free-urile lui Millennium sunt închise până la finalizarea noilor contracte. După declanșarea anchetei DNA, CNAB a scos spațiile comerciale la licitație la Bursa de Mărfuri. E, și despre faimoasele întâlniri dintre domnul Lăscuț și domnul Coldea are mai multe amănunte colega mea, Roxana Ciucă. Bună seara, Roxana! Bună seara, Victor! Bine v-am regăsit, stimațele spectatori! Am stat de vorbă cu Cătălin Lăscuț. Domnia sa nu dorește să apară, cel puțin în momentul de față, pentru că și-mi prea bine e un pic sub o măsură restrictivă și nu are voie. Lucrul acesta i-ar agrava situația. Însă sunt clar niște mesaje pe care Lăscuț dorește să le transmită, mai ales că judecătorii Tribunalului București nu au dorit să-i accepte acel acord de recunoaștere a vinovăției ca să scape și el cu închisoare, cu suspendare. Am vorbit la Curtea de Apel cu Lăscuț acum ceva timp și spunea referitor la Coldea că s-a întâlnit de 7 ori cu Florian Coldea și a spus să plece din Otopeni și să facă loc celor de la Lagardère care au susținerea ambasadei Franței în România, inclusiv susținerea lui Grindeanu. Și mi-aducem aminte, îmi spunea Lăscuț, faptul că premierul Ciucă l-a primit pe CEO-ul de la Lagardère acum o lună
două, de fapt, cred că, la guvern, au fost și la Grindeanu în birou și au spus că au pregătit toți banii, 30 de milioane de euro, ca să cumpere spațiile comerciale din Otopeni. De 2 ani, sub presiuni, Lăsuța a întâlnit la Cannes în octombrie 2022, tot cu CEO-ul acesta, și i-au spus să-și vadă de drumul său. Tot CEO-ul a venit de 4 ori în România, stătă pe Otopeni acolo, în biroul lui Lăscut. Cam acestea sunt toate informațiile, însă spunea Cătălin Lăscut că în momentul în care se va hotărâi să vorbească și să spună despre presiunile pe care despre presiune ce au fost făcute din partea serviciilor asupra sa, atunci și foarte mulți se vor teme și foarte mulți vor ajunge să sufere. Mulțumesc mult, Roxana. Daniel Savu, ne mai auziți? Da, sigur, sunt foarte atent. Cu atenția noastră distributivă, aveți o opinie despre interesul major al domnului general Coldea pentru intrarea francezilor de la Lagardère în piața din aeroportul Otopeni, în contextul în care, după cum ne spune domnul general Cocoru, nu are niciun contract de consultanță cu ei? Acum, ca să spun sincer, pot să spun ție că vorbim doar între noi, așa? Nu ne aude nimeni. Să fim clari. Eu consider că este o mare nesimțire ca după ce ai fost general într-un serviciu secret și ai ocupat și pozițiile pe care le-a ocupat Coldea, ca să nu mai vorbești și de Cocoru, că și el a fost tot general destul de mare, nu poți, doamne, să-ți faci firmă de consultanță. Este o nesimțire asta, bun. Pentru că intri într-o felul de prezumții de-astea cu șmecherii de până în București, toți să dau prieteni sau că sunt omorâți de Coldea pe de-o parte, că de fapt ei îl jăgmăreau pe Ribarezul ăla de bani, dar nici ăla nu era prost de tot. Adică... Păi ăla i-a înregistrat pe toți și i-a dat pe gheață. Păi da, era și el colaborator al DNA-ului și a făcut și el. N-ai văzut că dacă a spus stenogramele, el pronunță primul cuvintele magice. Coldea, francezii, chestii de genul ăsta. Lagardère, din ce știm noi toți, este o firmă enorm de mare. Da. Care nu cred că s-ar compromite cu Coldea și cu Cocoru. Păi și de ce, și de ce ar fi fost atât de implicat Coldea dacă Lagardère nu-l băga în seamă? Păi nu știu dacă este chiar implicat. Eu am spus că este o nesimțire să ai firmă de consultanță. Că acum toți fac apel la numele lui Coldea, el n-a depășit niciodată, din punctul meu de vedere, acea, cum ca să o urmărească toată viața, de vânzător de varză în piețele din Arad. Adică când toate îți propui să faci bani din orice, din orice, din orice, și tu ai fost stăpânul informațiilor din România. El era, nu major, 12 ani de zile, 2005-2017, Coldea a făcut ce a vrut în România. Era și peste Traian Băsescu la un moment dat. Și acum tu vii să faci consultanță. Nu ți se pare cam desuet, așa, e ceva... Mie nu mi se pare deloc desuet. M-am uitat pe... M-am uitat pe bilanțurile firmelor domnului Coldea din 2022. Sunt excepționale. Și pe colegii mei, doi, rată de profitabilitate nici la droguri și la curve nu faci cum îi merge domnului Coldea. Arătați-le un pic. Stați-o pic, domnul Savu, să vă citesc. Să vă citesc din memoria Registrului Comerțului. Cifră de afaceri pe una dintre ele în 2022, 2.945.000 de lei, dintre care profit net 2.690.000. Domnul Laufăr aici lângă mine. Domnul Laufăr, ați făcut vreodată la vreun business legal 90% rată de poți să profit faci, net? Am făcut în anumiți ani, dar asta înseamnă că nu ai cheltuieli foarte mari. Adică salariile, chiria... Dar ai venituri foarte mari, dar ai venituri foarte mari. Adică este realizabil tocmai dacă ai... Uite, și mai era una și mai bună. Și mai bună, domnul Savu, ca să toate se cheamă ceva cu strategic. E și a doua și mai bună asta. 2.342.844 de lei cifră de afaceri, 2.256.190 profit net. Ăsta e peste 90%, domnul Laufăr. Da. E de succes, păi, și de asta vi se pare nesimțire, sau nu știu, desuet, nu? E de profitabilitate. Da, eu spun că e clar nesimțire, da. Ideea este următoarea.
El, după ce a fost decorată ambasada franceză, s-a supus singur unor reguli internaționale în domeniul spionajului și a ce vrei, în domeniile serviciei secrete, când te decorează o altă ambasadă, ei te decorează ca să le fii de folos la tine în țară. Nu te decorează ca să fii de folos pe plan internațional. Păi și credeți că le... unul în România, acolo trebuie să-și facă treaba pentru noi. Păi și își face treaba gratis dacă nu are contract de consultanță? Este și areală. Stați un pic de aș face treaba gratis dacă nu are contract de consultanță? Doar din respect pentru decorația banii, aia? Banii vin de la marile firme, că eu nu cred că se complică cu agariși de ăștia de până otopeni care vreau să țină ei spațiile comerciale pe viață. Păi nu că păia vrea să-i scoată afară. Păi aia, cât înțeleg eu din stenogram, vrea să-i scoată afară, nu să-i țină. Agarici din Otopeni cu 30 de milioane de euro și pagă, adică, domne. Dar s-a spus că s-au reglat la 50 de mii, au pornit de la 30 de milioane și s-au reglat la 50 de mii, domnule. Nu s-au reglat, că uite că... Bogdane, că te-am auzit, tot agarici rămân. Adică poate să învârtă milioane. Noi suntem niște oameni știți, noi mai ești agarici. Ok, țineți-vă un pic, domnul Savu, domnul Chiriac, în stenogram și remarc, știu să ne înrociți și o să-l supăr pe domnul Chiriac, din nou apare un stenogram în care nu apare domnul Chiriac, ceea ce mă îngrijorează din ce în ce mai. De ani de zile sunt sărit din toate stenogramele lui Chiriac. Ați avut o vreme când erați titular de drept. Când nu mai contezi. Nu mai contați. Da. Așa, dar uite, ați văzut, sunt oameni care contează în stenograme astea. Și la un moment dat ați văzut că zicea de unul și s-ar putea să avem un răspuns la o întrebare. Mai țineți minte când toată floarea liberalimii se tăvălea în chinuri? Mai acum vreo 3-4 zile, că nu-l numește pe unul Abrudean, zis și Mircea, la șefia Secretariatului General al Guvernului, domnul Ciolacu, pe motiv că ar fi niște informații de la serviciile secrete și așa mai departe. Așa, cum ne știm cu toții asta. Domnul Abrudean e Mircea ăla din stenograme care s-a ocupat să intre ea de la Lagardère până spate la premierul Ciucă. Nasol. Nu-i nasol. A vorbit cu Mircea acasă? Lagardère. Mă rog, ăștia l-au retrogradat, au zis că e șef de cabinet. Nu era șef Lagardère, e titan. Foarte mare. Da. Da, uite că n-a putut să intre în Otopeni de ani de zile. N-a putut să intre nimeni. N-a putut să intre nimeni la spații de comerciale. Și au două chioșcuri de mult, de foarte mulți ani. Deci, nu, ei vor să ia tot Otopeni. Acolo la Otopeni era o hoție mare de an de zile. Da. Deci, din capul locului, cafeaua 10 euro, sandwich-ul 20 de euro, bătea clar și Parisul și Heathrow. Păi dar ca să dai 30 de milioane sau cât e, de unde? Deci numai partea asta. Păi... Văd că se intră la ministrul Grindeanu și nu știu ce, văd că nu știu cum. Dar eu încerc să privesc poza în ansamblu. Dar văd că se intră și la premierul Ciucă, partea adversă. Eu încerc sau să văd poza în ansamblu. Așa. G4 Media... Îl dăm pe generalul Coldea? Da, îl dăm primire pe generalul Coldea. Cum G4 așa? Media. Păi ia, nu știu. S-au mai schimbat. Din ce spun cei doi și stenograma asta pe care fix pe asta a avut-o G4 Media? Sunt doi care vorbesc da. De generalul Coldea. Da. Generalul Coldea zice partenerul lui, domne, n-am contract cu Lagardère. Da. Zice. Că așa zice, și predicat, domnul Cocoru. Să fiți fi numele în veci. Da. Așa. Generalul Coldea, pe bună dreptate, nu ia în seamă pe aia că da, zice, bă, eu v-am făcut, așa. Voi mă... Corect, eu v-am făcut și voi mă omorâți. E să schimbă un pic ordinea de precădere, da. Și chestiunea asta, că a venit Coldea ca să ocupe el de spațiile comerciale de la Otopeni, eu nu cred. Eu cred că e altceva aici. Dar credeți că îl pune greu să ștea pe nedrept pe Coldea, așa? Toată lumea eu zice de Coldea nasoală. Nu știu ce interese care... sunt aici. Mari, știu cu siguranță financiar. Că la spațiile comerciale, în spațiile comerciale de Otopeni, era o hoție înspăimântătoare. Și vin, vin francezii pe corectitudine. Nu știu dacă vin pe ce, pe licitație. Deocamdată, în stil Grindeanu, înțeleg că pe aeroportul Otopeni nu mai sunt spații comerciale, adică s-a rezolvat... Nu, nu e pe predare, primire, s-a făcut o nouă selecție de oferte pe jumătate de an, dacă vreți să vă explic. Până când să vină licitația mare pe care să ia la gardă. Nu mai fost de mult pe Otopeni. Când mă duc la Otopeni acum, e deschis... Free text-ul ăla. Acum e închis. E închis. Atât ați putut să faceți. Până pe 8. Uite. Așa. Atât după 8 vă duceți și vă luați o cafea de 10 euro. Care tot 10 euro în partea asta. Păi dar ce crezi deci, că să ieftinește? Spațiile alea comerciale și felul în care erau atribuite și toată chestiunea era o chestie împuțită, că nu degeaba judecătorul ăla să-i dea Dumnezeu sănătate a refuzat acordul făcut cu procuratura. Adică ai furat nu știu câți ani. Păi cu recurs, probabil că... Păi dar zis că procuratura a fost de treabă, zic, hai să ne înțelegem. 2 ani jumate cu suspendare și faptul că ai furat 20 de ani, să șterge cu bretele. Dar nu s-a demonstrat că ai furat.
Păi a avut o intenție. Dacă ai dat șpagă, dacă ai dat șpagă, nu înseamnă că... Păi n-ai dat-o, domne, că n-ați văzut... Păi nu a dat șpagă numai acum, a dat șpagă de sub forma de promisiune, așa zice acolo. Știi, promisiunea e faptă. Dar nu s-a dat cașcavalul. Domne, s-a dat în alți ani, că ele... De unde știți că s-a dat în alți ani? S-a aprobat în instanță? S-a dat șpagă numai acum? S-a spus în stenograme, păi, că totul ai dat stenograme. S-a spus în stenograme și de Coldea. Și în 2010... Păi de ce să nu le cred până acum? Coldea să le cred până acum șpaga. Eu vreau să cred și una și alta. Poți să le crezi pe toate. Păi asta încerc. Să înțelegem că pentru spațiile alea erau luate numai pe șpagă, nu pe licitații. Domnul Dan Andronic, director evenimentului Zilei, director al turneului. Bună seara, domnul Andronic, să vă dea Dumnezeu sănătate, zice domnul Chiriac. Să vă dea și dumneavoastră și bună seara la tuturor. Ideea este următoarea. Vă rog. Eu am citit altfel stenogramele, mă bucur că discuția a luat-o într-o direcție care nu va ajunge nicăieri. De pentru ce? Pentru că acolo, de fapt, se spune cu totul altceva. Ce? Se spune că generalul Coldea are o relație privilegiată cu omologul francez. Da. Și că face acest lucru pentru Lagardère, care Bogdan Chiriac știe foarte bine, este o companie extrem de importantă în statul francez și are angajați o grămadă de mulți ofițeri de informații în structurile de conducere. Da. Asta ne aducem aminte numai de răpostatul Guvion de Saint-Cyr. Bun. Deci, trecând peste lucrurile astea, relația lui Florian Coldea cu serviciile secrete franceze a fost foarte puternică și aici, iar vă, dacă vreți, vă dau un prenume, Ovidiu. Da. Asta explică foarte mult din această încrengătură. Eu nu cred că Coldea s-a băgat aici pentru bani, sau nu neapărat s-a băgat pentru bani. De băgat s-a băgat sigur pentru că se știa. S-a băgat pentru a dovedi și pentru a face un serviciu, serviciului de informații francez. Păi de obicei se face serviciu contra serviciu, nu? Sau n-ai încotro. Da, e interesant unghiul ăsta. Ce înseamnă n-ai încotro? Serviciu de informații... Exact ce am spus, n-ai încotro. Serviciu de informații francez, care o fi el, Direction de Surveillance de Teritoar, așa, este un serviciu aliat într-o țară aliată extrem de importantă. Da, domnul Coldea e un pic pensionar, domnul Chiriac. Bogdane, când ai vorbit ultima oară cu un serviciu aliat ca să te roage să intervii la un ministru? Asta nu știu. Ia spune-mi și mie, că ăsta se numește trafic de influență în orice limbă. Nu în toate limbile se numește trafic de influență. În românește se numește trafic de influență. Așa, în multe alte limbi se numește lobby, da. Dacă poți lobby, dacă ai contract, Bogdan, dacă ai contract, dacă n-ai contract, dacă n-ai contract și nici nu ceri din astea materiale, nu e trafic de influență. Ba da, că e pentru, folose pentru tine alte, sau pentru în altul. În alte limbi era vorba de base andronică. Păi nu, dar hai să ne înțelegem foarte bine. Știe ce spune Dan, da? Păi, știe ce spune Dan și spune că Coldea nu putea să facă gratuit un astfel de serviciu decât dacă avea o obligație sau nu avea de ales, dacă am reținut eu bine formularea domnului. Este absolut corect. Ceea ce mi se pare profund incorect este că Florian Coldea folosește în continuare relațiile și informațiile pe care le-a avut timp de 10 ani, cât a fost prim adjunct și director interimar pentru o scurtă perioadă, pentru a face afaceri. Asta mi se pare iar o disfuncție majoră în stat, pentru că toate lucrurile despre care vorbiți, tot ceea ce ați văzut în stenograme, nu e vreo mare. Am și eu toată hotărârea care s-a dat la tribunal. Da. Și au scos cei de la G4 Media, au scos ce era mai juicy. Mai mustos. Da. Victoră, toată această anchetă, eu mă întreb dacă s-a dus vreun moment și în direcția lui Florian Coldea, pentru că acel cetățean libanez care înregistra, ducea înregistră la DNA. Dar nu a fost înregistrat Coldea, a fost înregistrat Dănescu, care vorbea cu Popescu despre Vasile. Dar nu contează, în alte cazuri, domnul Chiriac, când vorbeau doi despre al treilea, îl chema pe al treilea la miliție. Mai departe, nu încerc să iau apărarea nimănui, dar vă spun așa, tocmai de asta am făcut această subliniere ca să nu mai rezulte. Conform legii românești, se iese la pensie la 47 de ani, după care ești perfect sau când te legal. Afară Iohannis. Ești perfect în legalitate să-ți faci firmă de lobby, să-ți faci firmă de dopuri, să te faci avocat sau notar sau altceva, da?
E pe legalitate. Asta, asta dacă cu e pe legalitate, cu condiția să nu folosești informațiile confidențiale pe care le ai. Cu informațiile confidențiale ai spus o vorbă mare. Păi, relațiile personale n-ai cum să nu le folosești. Dar relațiile personale le-ai făcut pe bază de frică. Păi, de nu faci? Stați un pic, imediat. Cum ai spus? El spune... Agentura. Șeful serviciului de informații francez e agentura lui Colda. Eu aș fi mândru de Colda. Și așa sunt mândru, păi nu, că a dat un nume epocii Băsescu. Agentura merge în dublu. Sunt trei personalități care l-au dat deoparte pe Băsescu din propria epocă. Elena Udrea, doamna Laura Codruța Chiriu, viitor candidat la președinția României și generalul din partea francezilor, ca să zic așa. Vă rog, francezilor și nu numai. Stați un pic, că mă duc și pe partea asta. Pe dreapta. La ăștia ai noștri de origine. De dreapta, da. Nu mai zic că după aia mă bag ăștia la discriminare cu Ilie Năstase. Ziceți, domnul Laufer, că vă vedeam fermător. Sunt câteva aspecte pe care trebuie să le disecăm. Dar nu le disecați pe larg. Nu pe larg, foarte pe scurt. Odată, noua licitație care s-a făcut pe 6 luni, da, a fost la sumă dublă față de chirile care au fost până acum și s-au dat fără probleme. Cu aceeași, da? Deci pe 6 luni s-a plătit cât pe un an de zile. Deci, dacă nu le-a cerut altă dată mai mult? Lucrul ăsta îmi spune despre potențialul care trebuia încasat și nu s-a încasat. Pe de altă parte, compania La Gardere este o companie uriașă, are 4.800 de magazine, e prezentă în 270 de aeroporturi. Și le vrea și pe toate din aeroportul ăsta. Foarte bine. Nu e o companie. Da, în fine, ca să înțeleagă lumea la ce mă refer, au peste 25.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 6 miliarde de euro. Și asta înseamnă că trebuie să-i persecutăm pe securiștii noștri pentru La Gardere? Nu, asta înseamnă. Voi nu înțelegeți o chestiune. Business-ul la nivel internațional se face și așa. Eu nu știu dacă domnul Coldea a discutat sau n-a discutat. Doamne, nici nu bănuiesc că ar fi în stare să... Deci, eu vă pot spune în felul următor. La nivelul acesta, statele normale la cap, ceea ce în România, din păcate, nu se întâmplă, intervin prin intermediul sau a instituțiilor de forță sau a serviciilor secrete pentru a-și promova propriile interese. Asta nu înțelegem noi. Dacă stați un pic, lor, da. Dacă dumneavoastră interveniți la domnul Chiriac pentru a vă proteja propriile interese, vă ia miliția și cu securitatea și eu nu mai vedeți lumina soarelui 6 luni de zile minim. Noi nu înțelegem că acest lucru la se e face... lobby, e interes de afacere. Bine tot, înțeles, nu e, e 100% legală. E o șpagă 100% legală, care în România este percepută ca mare corupție și ca trafic de influență. Să poată și ai noștri să facă. Eu asta vreau să spun. Vreau să aștept să văd ziua când un fost general din un serviciu secret... Când un general în retragere sau activ dintr-un alt stat să intervină pentru o companie românească ca să o ajute să-și promoveze interesele. Asta încerc să vă spun. Asta aș mergem la generali adevărați, nu așa de carton. Breaking news. Teancuri de dolari, lingouri de aur, peruci și bărbi false. Asta au găsit rușii în casa lui Prigojin, dar și la sediul Wagner, în urma perchizițiilor, la care evident că nu l-au găsit și pe Prigojin. E alertă majoră acum, după ce Lukashenko a anunțat că nu e în Belarus și că Prigojin s-ar fi întors în Rusia, mai exact la Sankt Petersburg. Rusia a făcut publice imaginile de la descinderile polițiștilor la sediul Wagner, dar și în casa lui Evgeni Prigojin din Sankt Petersburg. Cutii întregi cu teancuri de bani, inclusiv dolari, lingouri de aur, arme, dar și mai multe peruci. Asta au găsit polițiștii. În plus, au găsit mai multe pașapoarte false, dar și mai multe fotografii cu Prigojin deghizat. Între timp, locul exact în care se află acum Evgeni Prigojin rămâne un mister. Președintele Belarusului, cel care i-a oferit azil șefului Wagner după revolta armată, spune că acesta a plecat în Rusia și că este un om liber. Lukashenko susține că Prigojin a intrat din nou în Rusia și este la Sankt Petersburg. De asemenea, că el a vorbit la telefon cu Prigojin chiar zilele acestea pentru a pune la punct următoarele acțiuni ale grupării Wagner.
Rusia a lansat un atac masiv asupra orașului ucrainean Lviv. 5 oameni au murit, între care un erou al celui de-al doilea război mondial în vârstă de 95 de ani. De asemenea, 36 de oameni au fost răniți, iar mai multe clădiri au fost puse pur și simplu la pământ. Atacul vine după atacurile cu drone asupra regiunilor Kursk și Belgorod, despre care Rusia susține că au fost orchestrate de Ucraina. Conform guvernatorilor celor două regiuni, o școală și o casă ar fi fost avariate în urma atacurilor. În tot acest timp, forțele armate ale Ucrainei au avertizat cetățenii că rușii au plasat încărcături explozive pe două dintre unitățile centralei nucleare Zaporojie, centrală ocupată de forțele ruse din martie 2022. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este în aceste momente într-o vizită în Bulgaria. Pentru a ajunge la Sofia, Zelensky a mers la Chișinău, unde a fost așteptat de un avion trimis special de bulgari. Domnule, mi-e și frică să deschid frigiderul, că poate mi-apare Zelensky din frigider. Nu, n-a făcut escală și în Românica, domnul Zelensky. A făcut? N-a făcut, întreb și eu. Păi nu, până nu ne bag în seamă și de acolo și că pleacă la turci. Aștept și eu în vacanță sau... Nu, sau ce să-i convingă să-l bage în NATO. Rapid și eficient. Dar v-am văzut că păreați ușor surprins așa de descoperire din casa lui Prigojin. V-ați fi așteptat să găsesc ceva partituri de Bach sau ceva acolo la mercenari? Mi se pare... Da, eram puțin surprins. E mai rău decât la PNC în anii 90. Asta voiam să spun, e mai rău decât la PNL și în apel la PNC, unde s-au găsit, știm foarte bine, o mulțime de lucruri. Și mașini de tipări bani. Mașini de tipări bani. Însă totuși, la modul cel mai serios, cred că asta este imaginea a ceea ce Federația Rusă, din păcate, a ajuns, adică un stat eșuat. Dacă vă gândiți la faptul că totuși într-un stat care a fost o mare putere până la finalul războiului rece, care are un sistem, sigur, autocratic, un simulacru de vot democratic, dar totuși, teoretic, cel puțin, nu este în Consiliul de Securitate al ONU și așa mai departe, o țară în care o armată particulară de militari, plătită de stat. O armată particulară plătită de stat și totuși al cărei lider a fost, nu, în cele mai bune relații cu actualul lider oficial, cu autocratul de la Kremlin, altfel ajunge să facă un astfel, o tentativă de rebeliune despre care nu știm nici azi cum s-a sfârșit sau din ce cauze s-a sfârșit, care pleacă într-o țară aliată a Federației Ruse, în Belarus, spunându-se că va avea, zici că nu va fi niciun fel de problemă, deschizând, sigur, oportunitatea, șansa pentru tot fel de teorii ale conspirației, după care vedem, tot pentru opinia publică și tot pentru consumul intern, cum întotdeauna, după cum am tot spus la noastră în emisiune, 90% din mesajele Kremlinului sunt pentru uz intern, pentru a-i convinge pe ruși de legitimitatea acestei invazii criminale și așa mai departe, însă faptul că ajungem la momentul la care ni se arată că aliatul liderului de la Kremlin, fostul aliat, era de fapt un om rău, asta nu arată decât fragilitatea unui sistem, în opinia mea, și nu face decât să consfințească eroarea liderului de la Kremlin în Eu nu înțeleg de ce liderul de la Kremlin, ca să nu se mai arate fragil opiniei publice, nu-l înhață. Asta nu înțeleg nici eu. Că bănuiesc că nu e foarte complicat să o facă. Adică... Aici ar fi două ipoteze. Ori amână acest deznodământ pentru a ridica tensiunea, ori pur și simplu nu poate sau nu vrea să facă asta. În ambele cazuri, mi se pare o situație eronată. Bine, acum la noi, că dacă intră la pușcărie, îl dă primire pe Putin, îi face denunții, îl ia. Cu siguranță nu face 16 sau 19, nu cred că despre asta e vorba, ca să-i reducă pedeapsa. Exact. Însă totuși, gândiți-vă la faptul că noi avem de-a face cu o țară pe care cam toată lumea, de la noi până în America, inclusiv bănuiesc eu, o vedea ca fiind o țară foarte puternică, foarte bine controlată, în care niște sisteme securitare acționează și funcționează perfect. Nu vedea nimeni ca pe țară puternică, ci ca pe dictatură, picioare de lux. Și cu asta sunt de acord, dar nu chiar la nivelul ăsta. Totuși, eu personal nu mă așteptam ca în Rusia să existe un astfel de fenomen, un astfel de rebeliune în care un grup de militari finanțați de stat și conduși de către un apropiat al autocratului se duc să cucerească. Adică, pentru mine, istoricește vorbind, a fost o surpriză. La multe lucruri nu ne-am așteptat, cum la schimbările de poziție ale domnului Popescu, pe care îl știam consecvent
era să zic abou, Doamne ferește, nu m-aș fi așteptat niciodată. Breaking news. Fostul crucișător al PSD românești, domnul Cristian Tudor Popescu, lansează un atac furibun la adresa Soranei Cârstea. Gazetarul acuză pe tenismenă că vrea să prostească poporul român. Hai să vedem ce zice domnul Popescu, domnilor și domnilor, că vorba aia, înțelept spune. După ce a sărit din baie, Sorana Cârstea face și un exercițiu de prostire în față. Coțofana, care i-a ieșit din gură drăgălașei noastre tenismene, s-a ouat pe net. Ce au a face aceste propoziții anti-LGBTQ, tipice dreptei conservatoare, cu frumusețea spectatorilor și cu clasa din tribunele de la All England Club? De unde știe Sorana Cârstea că nu sunt printre ei destui reprezentanți LGBTQ? Aceștia sunt cumva urâți și declasați ca semne distinctive? Și cum să-i facem pe bărbați, femei și copii după vrerea domnișoarei Make, să-i băgăm în spitale psihiatrice, în centre de reeducare, să-i operăm pe creier, să exorcizeze niște preoți. Hey, domnilor și domnilor, jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob, regele documentării încă în viață, dezvăluie ipocrizia domnului Cristian Tudor Popescu. Acesta prezintă un pasaj dintr-un articol publicat de domnul Popescu, în adevărul, în 1999, Doamne, eram contemporan și cu domnul Chiriac aici de față, în care are o poziție total contrară celei de astăzi, nu se luminează încă în sprijinul LGBT domnul Popescu. Și zice așa, citez ca din Dalai Lama: această ideologie, bazată pe modificarea malignă a ceea ce se numește drepturile omului, este corectitudinea politică, discriminarea pozitivă, un concept mai al dracului decât egalitarismul comunist. Minoritarul, de orice fel, nu trebuie să aibă aceleași drepturi cu majoritarul, ci mai multe și mai tari, că de-aia e minoritar. Puterea controlează astfel majoritatea prin asmuțirea minorităților asupra ei. Nu numai pe plan intern, ideologia aceasta este exportată masiv de SUA, odată cu carnea cu hormoni, întrucât lecția sovietică arată cât de utilă este cămașa de forță doctrinară în dominația mondială. Pe vremuri nu descoperise virtuțile LGBT-ului domnul Popescu. Și mai am eu câteva citate de domnul Popescu. Domnul Popescu, al dracu internetul ăsta, ăsta trebuie desființat. Că uitați ce nenorociți sunt și ce ne aduc ei, căutându-vă după nume. Că vorba aia. Homosexualii și lesbienele sunt cu milioanele. Ei spun că atâți au fost întotdeauna, dar că nu s-a știut de ei, fiindcă trăiau în ilegalitate. În saloanele spitalelor newyorkeze sunt aduse turme de tineri superbi cu hemoragie internă și anusul făcut ferfeniță. Poți să bași pumnul, spun asistentele. De altfel, o metodă de satisfacere între homosexuali se cheamă car fisting și constă în introducerea pumnului în rect și rotirea lui cu apăsarea prostatei. Domnul Popescu zice, nu eu, citesc din clasicii în viață. Să nu luați amendă, mă iertați. Citesc din domnul Popescu, a, scriitor. Corect, asta e asta mă absolvă. Asta este din textul intitulat Timp mort. Și vă mai citesc dintr-una, domnul Chiriac e un pic jenat aici, dar asta e viața, o să mă facă mult. Deci că și domnul nu e progresist. Da, nu atât de progresist ca domnul Popescu. Nu numai că pederaștii și lesbienele trebuie lăsați în legea lor să se pipăie și să se lingă în văzul lumii, dar trebuie să fim democrați și toleranți până la capăt, nu pe porțiuni. Mai sunt și alte minorități sexuale care suferă din pricină că nu sunt înțelese de societate. Necrofilii, de exemplu, cei care fac amor cu cadavre. Ei cum să-și trăiască pasiunea vieții când nu au acces neîngrădit în cimitire? Ca să nu mai vorbim de morgă, unde se irosește atâta prospătură. Apoi zoofilii, dedicați animalelor, care și-au și ei câte o Claudia Schiffer cu uger de nota 10. Sau un măgăruș pe post de Antonio Banderas. Mă abțin să citesc mai departe, că s-ar putea să vă indignați. Un cadavru umplut cu ziare, adevărul Cristian Tudor Popescu 2001. Și atunci eram contemporan. Vă întreb pe dumneavoastră sau vă sar de la afacerea asta? Că vreau să vă întreb, când s-a schimbat CTP-ul de la poziții radicale anti-minorități sexuale la poziții cum să spun, militante pro-minorități sexuale. Toți am evoluat, domnul. A, deci ai evoluat, domnul Popescu. E o formă de progres. Toți am spus că am evoluat. Deci, știți foarte bine, zona asta de LGBT era pedepsită cu închisoarea înainte de 89? Da. Așa, slavă Domnului, și aici vorbesc foarte serios. Păi nu, slavă Domnului. Acum oamenii ăștia se pot exprima, mama, și cred că nu e treaba nimănui
să-l verifice pe celălalt ce face. Absolut. Chiar nu cred că este și la fel. Dar e treaba cuiva să categorisești o întâmplător femeie frumoasă, cât și campionul la tenis, între altele, drept anti-minorități sexuale, că nu-ți place ție ce scrie ea. Și că ai... Ba, asta a făcut domnul Popescu. Nu știu dacă... A zis că a dat cel mai trumpist și conservator mesaj că e de-a lui Trump care urăște minoritățile sexuale. Obănuiți pe Sorana Cristea. Nu știu ce urăște Trump, dar conservatorul american nu urăște minoritățile sexuale. Și nici Sorana Cristea bănuiesc, nu? Păi supun că nu. Acum nu mă pricep la sport în zona. Păi nu că e pe sex, nu e pe sport. Nu e, că era comentariu... Sorana să ține cu țiria, că l-ai bărbat, la drag. Era comentariu... Dom'le, dar stați puțin, amândoi ne interesăm acum cu cine să ține doamna Sorana Cristea. Păi nu ne interesăm, că știm. Credeam că ne... Păi foarte bine. Păi da, și domnul Popescu zice că e retrogradă. Nu cred că s-a spus în zona asta. Este un comentariu de ziarist vis-a-vis de o zicere a unei mari campioane. Nu înseamnă că acuz pe cineva, că nu mi se pare că e acuzată, doamne, că e anti-LGBT. Și vreau să spun conservatori, republicani, americani, da. Nu sunt împotriva minorităților sexuale. Nici eu nu sunt împotriva minorităților sexuale, ba chiar le reprezint cu mândrie în această emisiune. V-am spus, dacă vreți ceva despre homosexual, vă răspund eu în numele lor. Una peste alta, Sorana Cristea a trecut și turul 3 la Wimbledon, domnul Popescu. Speram că o felicitați pentru rezultatul mare pe care l-a obținut astăzi. A bătut-o pe Elena Ostapenko, aia care a znopit-o pe Simona Halep, dacă vă aduceți aminte. Între altele, după foarte scurtă pauză, revenim spectaculos. Ministrul Gabriela Firea va fi în direct alături de noi. Ministrul Familiei face dezvăluiri despre ce se întâmplă acum, operațiunea de lichidare politică a Gabrielei Firea și anunțul serii. Și noi înregistrări din zilele groazei, domnilor și domnilor, tortură și umilință fără limite. Stimați bunici, aveți grijă pe mâna cui vă încredințați, dacă mai aveți cum. Și sunt dezvăluiri șoc despre vedeta găsită moartă. Avem o transmisiune de la locul descoperirii. Prietenii vedetei, proprietarul rulotei și investigatorii vor fi în direct la România TV. Iar Ion Cristoiu de nerecunoscut, veți afla dieta care l-a transformat radical. Misiune din casa lui Ion Cristoiu, maestru, își prezintă pisica, doamnelor și domnilor. Iar Constantin Bălăceanu Stolnici a împlinit 100 de ani. Veți afla secretele longevității marelui academician. Rămâneți meritați.